În această dimineață, băiatul în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la liceul Astra din Pitești, a plecat la școală. Pe drum s-a întâlnit cu o colegă, care i-a spus că a fumat o țigară cu droguri. Ajuns în clasă, a început să amețească. Inima a început să-i bată din ce în ce mai tare și a mers la cabinetul medical. S-a întâmplat de dimineață înainte să ajungem la oră. L-am sunat să vină în stație să mă ia și m-am întâlnit cu acesta. Nu avea nimic, vorbea absolut normal, mergea normal. La un moment dat, când se urcă în panta, mi-a zis că s-a spart. Ce înseamnă s-a spart? Adică că a tras ceva. Ce ți-a spus ce anume? Nu mi-a spus ce anume, atât mi-a zis, m-am spart. Am văzut că după aceea începe să meargă mai așa, am crezut că se preface. Am urcat cu el panta, am ajuns la școală, am intrat la ora de chimie, a pus capul pe bancă, nu se mai mișca și mi-a zis la un moment dat că i s-a făcut rău. A venit la oră, l-am întrebat ce are că stătea cu capul pe bancă și apoi m-a trimis colega de mai devreme ca să mă duc cu el la baie. Se clătina aproape că l-am dus de braț. Și l-am întrebat și zice, ce-ai făcut, mai băut? Zice, s-a rezemat așa de perete și mi-a arătat că a fumat. Pentru că băiatul se simțea tot mai rău, a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Pitești, unde a rămas sub supravegherea medicilor. Copilul le-a povestit cadrelor medicale că a fumat marihuana. El a fost cel care a sunat la ambulanță. Starea lui general este una bună. E echilibrat, nu e în pericol deocamdată, dar afirmă că ar fi fumat o țigară cu marihuana. O fi fost, nu o fi fost, testele efectuate la noi în spital nu confirmă consumul de marihuana. Dar urmează să facă și alte teste. Nu este, repet, este în afara oricui pericol. Părinții copilului au fost anunțați și sunt uluiți. Polițiștii de la Antidrog au mers la liceu pentru a afla de unde a făcut el rost de țigări. N-am avut un astfel de caz în școală până astăzi. E primul caz pe care îl înregistrăm cu copii care se droghează. A venit un echipaj de la Antidrog și un echipaj de la poliție. Teribilismul elevului a șocat pe profesorii care îi predau și asta pentru că este un elev liniștit. Este urmărit de părinți, vin părinții la ședințe, iau legătura cu mama. S-a întâmplat și săptămânal, pentru că mama vrea să știe exact dacă se achită de îndatorări. Singurele lui ieșiri au fost că mai chiulește la câte o oră. Se pare că e vorba doar de teribilism, de dorința de a încerca. Consiliul profesoral va decide ce sancțiune îi se va aplica elevului. Cazul a intrat și în atenția polițiștilor.